măritul colegiu electoral bisericesc, l-a ales pe mitropolitul Moldovei și Bucovinei, acum prafericitul Daniel, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Întru mulți și binecuvântați ani! Mulțumim și dorim doar să exprimăm recunoștință Sfântului Sinod și membrilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și în același timp să exprimăm dorința de a sluji Biserica Ortodoxă Română așa cum a slujit-o vrednicul de pomenire preafericitul Patriarh Teoctist, care ne-a lăsat o moștenire luminoasă, bogată, pe care noi trebuie să o păstrăm, să o prețuim și să o cultivăm. În același timp, dorim să exprimăm rugămintea ca toți cei care iubesc biserica și țara noastră să ne ajute, pentru că Patriarhul nu lucrează singur, ci împreună cu Sinodul, cu toți clericii din Patriarhia Română, cu monahii și monahiile, cu credincioșii, cu toate instituțiile noastre misionare, culturale, sociale și cu societatea românească în general. Avem nevoie de sfatul dumneavoastră, de încurajarea dumneavoastră, avem nevoie de cooperarea dumneavoastră a tuturor și considerăm că Dumnezeu ne va binecuvânta atunci când noi ne apropiem de El, ascultând cuvântul Evangheliei, împărtășindu-ne din Sfintele Taine și săvârșim fapte bune. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria roadelor care vine celor care se dăruiesc bisericii și poporului român. Vă mulțumim! Pentru mulți ani! Vă mulțumim pentru atenția și ajutorul pe care ni l-ați acordat. Un anunț foarte simplu, foarte scurt, foarte interesant. O să mergem la Iași, la colegul nostru Tudor Florea. Până atunci să ne întoarcem la domnul Radu Vaz.